fie ora 7 și să o vezi pe Andreea Stat, mai mult să o vezi de adevăratele și nu pe ecranul TV-ului, cine ar fi crezut că așa ceva se poate întâmpla, e bine se întâmplă și tocmai pentru că, de fapt, întâlnirea se face, pentru că atunci când a tăcut, Andreea Esca a scris. Și aceasta e cartea care adună parte dintre textele pe care le-a scris Andreea Esca. Ea e un caz fericit și rar de om care prin structura interioară foarte bună, foarte sănătos, așezată în ceea ce se numește valori, îmi cer scuze pentru cuvântul ăsta mare, dar el e un cuvânt de care avem nevoie, nu s-a lăsat țintită de notorietate, nu s-a produs o fractură în omul Andreea Esca. Dimpotrivă, am senzația că pe măsură ce notorietatea a crescut, Andreea Esca a găsit că lucrurile care sunt la temelia felului ei de a fi, bunicii din Brașov, mama asistentă la chirurgie, instructorul de not, învățătoarea, prietenii pe care întâlnește, toți sunt cu atât mai importanți cu cât ea merge mai departe, pentru că așa cum foarte frumos și adevărat spune și în interviul pe care îl face cu Radu Paraschivescu, dacă nu știi de unde pleci, e puțin probabil să știi unde vrei să ajungi. Despre această continuitate a Andreea Esca am vrut să vă vorbesc, pentru că, reluând cumva și ideea lui Dance Mihelescu, într-adevăr avem de-a face cu un posibil model, cu un posibil fel de a fi, din care se poate oricine inspira. Să nu fii fracturat în viață, să nu trăiești schizofrenic, să-ți simți totdeauna baza casei și să mergi înainte cât se poate de motivat, deopotrivă de ceea ce vezi privind peste umăr în spatele tău și de ceea ce îți propui să fie țintă, să nu ratați textul în care Andreea Esca ne povestește cum a învățat ea să tragă cu pușca, cu pistolul, mitralieră, cu pușca, cu lunetă, lucru care o ajută să treacă relativ demn peste observația unei dintre prietene, care așa la o ușuietă ce ar trebui să știe femeile la 40 de ani, sare și spune să facă o ciorbă bună, o ciorbă cu leuștean și o privește țintă pe Andreea Esca, care în sinea ei zice, ok, nu le am cu leuștean, dar eu am învățat să trag cu pușca mitraliera. E bine și așa. Încă un cuvânt. E de admirat la Andreea Esca puterea de a admira. Veți vedea din primul prag de lectură, din dedicația care deschide cartea și apoi din fiecare text, că e un om care le poartă recunoștință la modul frumos celor care au însemnat ceva în traiectoria ei. Mai mult spune că e o convingere a ei și se vede că viața ei s-a construit cu această convingere reală, nu doar mimată, că sunt în viața fiecăruia niște întâlniri esențiale care te definesc, care te construiesc. Una peste alta, cred că această carte mă răspunde tuturor la întrebarea de ce, dintre atâtea vedete, mai mult sau mai puțin smintite, Andreea Esca e singura care a rămas, care s-a clasicizat, aș spune, nu e fracturată, nu e schizofrenică, e un om cu un parcurs minunat. Vă mulțumesc! Să folosim și acest microfon zi, dacă l-am pus aici. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, după atâtea cuvinte frumoase spuse de acești oameni minunați și valoroși,